Prezență foarte bună în județul Vâlcea la simularea evaluării naționale pentru elevii claselor a 7-a și a 8-a. Luni am avut evaluare națională, luni și marți, probele la limba și literatura română și matematică. Într-adevăr, miercuri a fost și la limba maternă, dar întrucât noi nu avem limba maternă la Vâlcea, nu a fost cazul să organizăm simulare și miercuri. Urmează corectarea și apoi analizarea rezultatelor la nivelul fiecărei unități de învățământ, la nivelul clasei, la nivel individual și vom vedea cum stăm și ce urmează să facem, pentru că ne dorim ca rezultatele de anul acesta să fie măcar la fel ca cele de anul trecut, la fel de bune. Totodată, notele vor fi trecute în catalog doar dacă sunt de acord elevii și părinții. Și pentru simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat se așteaptă o prezență bună săptămâna viitoare. Începe simularea la bacalaureat. Avem proba la limba și literatură luni, apoi miercuri proba din cadrul profilului, iar joi proba la alegere. Este aceeași procedură, notele se vor trece doar dacă își doresc tutorii, părinții sau elevii, iar rezultatele vor fi analizate în cadrul comisiilor metodice și la nivelul fiecarei clase. Chiar dacă rezultatele simulărilor nu reflectă situația reală a nivelului de pregătire al elevilor, examenul este un bun prilej de a descoperi punctele slabe în pregătirea elevilor și a le corecta în vederea examenelor care contează. Simulările sunt și nu sunt relevante. De multe ori copiii nu-și dau același interes ca la examenul propriu-zis. De multe ori rezultatele la simulare sunt foarte slabe, comparativ cu rezultatele la concursul propriu-zis, la examenul propriu-zis. Noi așa le comparăm. Dar sunt totuși un punct de plecare și profesorii știu cam ce mai trebuie recuperat în aceste puține luni care au mai rămas până la examen. Totuși aș putea să vă spun că avem foarte puțini absenți la evaluarea națională și au fost în jur de 3268 de elevi la clasa a 7-a și 3289 la clasa a 8-a. Ca noutate, anul acesta am avut evaluare națională și la clasa a 7-a. Pot să vă spun că am fost în monitorizare la Școala Gimnazială Tache Ionescu și la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab. Am discutat puțin și cu elevii, în special cu cei de clasa 7-a, pentru că pentru ei a fost o noutate și erau destul de încântați și relaxați de această simulare, pentru că au văzut și ei cum trebuie să se comporte în cadrul unui examen și au evaluat cunoștințele. Și sperăm noi că le-am prins bine evaluarea aceasta.